Doamnelor și domnilor, Marcel Spătaru este gazda voastră la Erudit Cafe. Bună seara! Numărul 17 este un număr norocos în mai multe culturi. Noi suntem pentru a 17-a oară la Moldova 1 cu clubul Erudit Cafe, cu acești tineri inteligenți pe care îi vedeți și îi revedeți în fiecare duminică. Suntem la cel de-al doilea joc de calificare din cel de-al patrulea sezon, prea multe cifre. Încep imediat cu prezentarea celor 4 echipe care se vor așeza astăzi la masa de joc. O echipă mixtă, compusă din reprezentanții mai multor echipe pe care ați avut ocazia să-i vedeți anterior. Este vorba de echipa Havana. O echipă tânără, o echipă roșie care se numește cam așa, Los Rojos. În dreapta mea este o echipă pe care ați mai văzut-o, toți sunt tineri, au încercat de mai multe ori să ajungă în finala sezonului, nu le-a reușit, poate de această dată, Fantastic 7. Și în sfârșit, fețe cunoscute în ultima echipă, care se numește cum? Sakura, o denumire nouă, o denumire originală, într-adevăr, și se pare că... anume, ei vor fi cei care vor începe. Ei sunt prima echipă și adversarii lor sunt cei din echipa Havana. Vă urez succes ambelor echipe. Cu ambele echipe la masa de joc voi prezenta și componențele acestora. Echipa Havana, capitan Corneliu Roșca, Zaharia Nedealcov, Andrei Lutenco, Lina Călugăriței, Mihaela Isac și Alexandru Cojocaru. Și adversarii lor, cei din echipa Sakura, Nadia Melinti, Kravcișin Ștefan, Palii Alexandrina, Miaul Victoria, Zbârne Alexei și Breahnă Irina. Breahnă Irina, ești de obicei în echipa Asaki. Ai decis cumva să ajuți o echipă mai tânără sau ce se află în spatele acestei apariții surprinzătoare ale tale în această componență? Schimba un pic atmosfera, într-adevăr. E și asta o încercare, de ce nu? Jucătorii de obicei încearcă să vadă, poate și în altă echipă este interesant. Succes ambelor echipe, 0 la 0. Nu voi începe înainte de a explica telespectatorilor care poate ne privesc pentru prima dată, foarte pe scurt, regulile jocului nostru. Eu citesc 6 teme, din câte 5 indicii fiecare, la intervale de aproximativ 15 secunde indiciile. În orice moment al citirii acestora, capitanii echipelor au un buton și pot să apese pe acesta, care va activa semnalul luminos. Dacă au un răspuns corect, câștigă un punct, dacă nu, cealaltă echipă are 15 secunde de gândire și dreptul de a mai răspunde. Se joacă așadar până la 4 puncte, în cazul de egalitate 3 la 3 sau în cazul în care o întrebare nu este răspunsă de nicio echipă, scorul poate fi și altul, adică se vor juca întrebări adiționale sau echipa se califică la mai puțin de 3 puncte diferență. 0 la 0, prima temă, primul indiciu. La sfârșitul operei lui Wagner, Lohengrin, eu mă transform în tânăr. Indiciul 2. Eu sunt deseori utilizată ca metaforă pentru notele mici. Da. Echipa Sakura va răspunde? Cine? Va răspunde Irina. Irina? Răspunsul nostru este lebeda. Și de ce este utilizată ca metaforă pentru notele mici? Pentru că nota 2 seamănă foarte mult cu o lebedă. Într-adevăr, nota 2 pe care nefericiții o primesc la școală seamănă foarte mult cu lebeda. Scorul devine astfel 1 la 0 pentru Sakura. Următoarea temă. Am fost fondată în anul 1898 de 3 frați, Louis, Marcel și Ferdinand. Indiciul 2. Cei trei frați și-au promovat producția participând la curse de automobilism. Deja răspunde echipa Sakura. Voi răspunde eu? Credem că este vorba despre Renault. Renault. În anii dinaintea Primului Război Mondial am produs taximetri, autobuze și autocamioane comerciale. Într-adevăr, este vorba de compania Renault, care în secolul 20 a fost menționată de 5 ori drept mașina anului în Europa, 66, 82, 90, 91 și 97. Mașinile Renault au obținut acest titlu. 2-0. Următoarea temă. Indiciul 1. Numele nostru, la singular, coincide cu numele unui monstru marin din iconografia hindusă. Monstru ce derivă din delfin, dar care pare a se înrudi mai mult cu crocodilul. Următorul indiciu. Suntem utilizate și în procesul de filmare, în special în filmările complexe. Următorul indiciu. Într-un articol am fost numite semn al progresului comunist, care încep să cadă, să cadă la sens propriu. Să vedem cine răspunde. Va răspunde Alexandru Cojocaru. Alexandru Cojocaru? Considerăm că este vorba de macarale. Macarale. Într-adevăr, în secolul 20 comunismul a fost construit și în arhitectură. Macaralele este răspunsul corect. Ele sunt utilizate în procesul de filmare pentru a ridica camerele de luat vederi la înălțime. În fine, macara este și un monstru din mitologia hindusă. Asta probabil nu o știați. Iată și ceva informație nouă pentru voi. 1-2. Indiciul 1. Grecii mă numeau Mastic, maiașii Churchill. Însă în varianta modernă am fost vândută pentru prima oară de John Curtis în statul Maine, Statele Unite ale Americii, în anul 1848. Deja a apăsat echipa Havana. Răspunde Andrei Lutenco. Andrei Lutenco. Considerăm, eu consider, echipa n-a avut un cuvânt de a spune, eu consider că este radiera. Radiera. Încă un indiciu pentru adversarii voștri. Utilizarea mea în exces poate duce chiar și la intervenții chirurgicale, așa cum a pățit-o antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson. Vă răspunde Irina. Iarăși Irina. Noi considerăm că este guma de mestecat. Guma de mestecat, într-adevăr, este răspunsul corect. Alex Ferguson este cunoscut drept un mare rumegător de gume de mestecat. În acest moment 1-3. Egiptenii mă utilizau pentru a trage carele de luptă, iar Cleopatra mă călărea. Deja răspunde echipa Sakura. Vă răspunde Nadia. Nadia? Eu mă gândesc că ar putea fi măgarul. Măgarul. Încă un indiciu pentru echipa Havana. Într-o cursă de 30 de minute pot depăși un ghepard. Gheparzii pot desigur atinge 110 km la oră, dar obosesc repede, pe când eu pot fugi timp îndelungat cu viteza de 70 de km pe oră. Timpul expiră pentru echipa Havana. Aveți mai multe versiuni, e greu să alegeți, da? Da. Eu o să vă mai complic încă și mai mult pentru că ați avut versiunea corectă. Complicat, da? O versiune plauzibilă o să alegem. Noi considerăm că răspunsul este Camila. Camila. Cel mai răspândit mit despre mine a pornit de la faptul că stau mai tot timpul cu capul pe jos, ciugulind. Struțul, într-adevăr, este răspunsul corect. Struțul aleargă cu o viteză de 70 km pe oră. Se cunosc informații conform cărora egiptenii trăgeau... adică struții în Egipt trăgeau carele de luptă, iar Cleopatra călărea struți. Într-adevăr, așa a fost. Asta înseamnă că echipa Sakura se califică în finala serii și noi vom lua o scurtă pauză în care ne vom relaxa împreună cu Vasile Macovei, care va interpreta piesa M-am îndrăgostit numai de ea. Și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și mi-a luat inima, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal. A plecat, mi-a zis drum liber, dar n-a fost așa. O iubeam numai pe ea. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să o mai întorc din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropii, era în zadar. Ea care mă aștepta plângând când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. A trecut atâta vreme de când a plecat, doar abia acum e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să o mai întorc din drum. Doream într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și mi-a luat inima, m-am îndrăgostit numai de ea. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum, aș da orice să o mai întorc din drum. Iată și celelalte două echipe care intră în concurs. Echipa Los Rojos, în următoarea componență: Eugen Popovici, Rodica Timotin, Elena Holban, Constanța Dohotaru, Cezar Țivirenco și Mircea Baștovoi. Adversarii lor, cei din echipa Fantastic 7: Igor Axânti, Dumitrița Rudeanu, Gorincioi Eugen, Egor Boaghi, Gabriel Băcu și Valeriu Cazan. Scorul este 0-0, succes ambelor echipe. Tema 1, indiciu 1. În anul 2004 am fost numit de revista Forbes celebritatea cu cea mai mare putere și influență în lume. Eu în California, mă tem că atunci... Ok, înseamnă că așa rămâne Schwarzenegger, Pitt, Jolie și Put. Dar Bush nu-mi pare cel mai plauzibil. Da, 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 știu grecesc. Da, eu tot știu. Următorul indiciu. Catalogat drept actor pentru filme de acțiune, am șocat toată lumea jucând rolul lui Hamlet, ceea ce m-a consacrat ca actor pentru drame istorice. Ok, dar e cel mai influent, a fost, așa? Ok, dar pentru drame istorice, dar Indiciul 3. Eu am fost al 6-lea actor care a primit premiul Oscar pentru regie. Echipa Los Rojos? Vă răspunde Mircea Baștovoi. Deci noi presupunem că este Mel Gibson. Voi presupuneți corect, într-adevăr, este Mel Gibson, unul dintre cei mai bine cunoscuți și cei mai titrați actori americani. 1-0 pentru Los Rojos. La 18 ani am avut o viziune a Fecioarei Maria. Deja știți multă lume sau știți doar o persoană care a avut o viziune a Fecioarei Maria la 18 ani. Da, cine răspunde? Eu voi răspunde, Igor Oxinti. Presupunem că este Ioana Dark. Ioana Dark. Încă un indiciu pentru echipa Los Rojos, acesta până la urmă și următorul. La 18 ani am avut o viziune a Fecioarei Maria, care m-a determinat să mă fac preot. Având faima de a vindeca oamenii, savanții ulterior au demonstrat că metodele mele includeau hipnoza și efectul placebo. Pur și simplu, timpul expiră, Los Rojos, cine răspunde? Vă răspunde Mircea Baștovoi. Iarăși Mircea. Da, deci noi presupunem că este Rasputin. Rasputin! Într-adevăr, după două indicii, echipa răspunde corect. Rasputin era un călugăr care a avut o relație foarte tensionată cu Biserica Ortodoxă Rusească. El a prezis și moartea ultimului țar, a prezis și propria sa moarte. Era un fel de Nostradamus rusesc, era considerat de unii sfânți, de alții profet, dar era urât de întreaga elită a Petersburgului din acea vreme. 2-0 pentru Los Rojos. Două întrebări despre două personalități. Sunteți bravo. Atenție, următoarea temă. Indiciu 1. Sunt țara care a dezvoltat cea mai puternică industrie de desalinizare a apei de mare din lume. Următorul indiciu. Sunt o țară exportatoare de cereale, deși agricultura mea este tradițional legată de creșterea animalelor. Indiciul 3. Sunt acoperită de un podiș și două deșerturi, Nefud în nord și Rubalcali în sud. Iarăși echipa Los Rojos. Vă răspunde eu, Holban Elena, și cred că este Arabia Saudită. Pe steagul meu stă o inscripție pe care puțin moldoveni ar putea să o citească. Într-adevăr, este vorba de Arabia Saudită. Apropo, inscripția de pe steagul Arabiei Saudite, pe care probabil îl cunoașteți, e o inscripție în scrisul lor arab pe fundal verde. Se traduce ca Allah este unicul Dumnezeu și Mahomed este prorocul lui. Celelalte informații le-ați auzit în întrebare. 3-0, orice temă poate fi acum decisivă. Pentru prima dată mi-am deschis ușile în 1948 în San Bernardino, California. Indiciul 2. Înainte să pună bazele acestei afaceri, patronul Roy Croc era doar un tip care se lăsase de liceu, era șofer de ambulanță, era un pianist de jazz și un agent de vânzări. Indiciul 3. În 2001 am fost cel mai mare cumpărător de carne de vită din lume. Iarăși, Los Rojos. Voi răspunde eu, Holban Elena. Credem că este vorba despre McDonald's. McDonald's, într-adevăr, 4-0. Felicitări, este un debut cu adevărat fulminant pentru echipa Los Rojos. Era vorba de cunoscuta rețea de fast food-uri, McDonald's, care, iată, are 60 de ani în acest an. Se spune că 1 din 8 angajați din Statele Unite a lucrat vreodată în viața lui la McDonald's. Noi cu Los Rojos ne revedem chiar în această seară, în runda finală. Cu adversarii lor ne revedem unul din sezoanele viitoare. Și blânduță, ala-la-la-la-la-la, Doamne că țin de drăguță, ala-la-la-la-la. Înătuță și blânduță, ala-la-la-la-la, Doamne că țin de drăguță, ala-la-la-la-la. Hai, hai, Doamne, ce să fac? Hai, 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 că amândouă-mi plac. Hai, Doamne, spune-mi ceva, că mi-au furat inima. La-la-la-la-la, știu că trebuie să măsor, la-la-la-la-la. Trec pe lângă casa lor, la-la-la-la-la, știu că trebuie să măsor, la-la-la-la-la. Dar pe care să o iau, la-la-la-la-la, că pe amândouă le vreau, la-la-la-la-la. Dar pe care să o iau, la-la-la-la-la, că pe amândouă le vreau, la-la-la-la-la. Hai, hai, Doamne, ce să fac? Hai, 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 că amândouă-mi plac. Hai, Doamne, spune-mi ceva, că mi-au furat inima. Dar cu una stau ziua toată, ala-la-la-la-la, și seara ies cu cealaltă, ala-la-la-la-la. Cu una stau ziua toată, ala-la-la-la-la, și seara ies cu cealaltă, ala-la-la-la-la. Știe soarele și luna, ala-la-la-la-la, n-aș lăsa-o pe niciuna, ala-la-la-la-la. Știe soarele și luna, ala-la-la-la-la, n-aș lăsa-o pe niciuna, ala-la-la-la-la. Hai, hai, Doamne, ce să fac? Hai, 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 amândouă-mi plac. Hai, Doamne, spune-mi ceva, că mi-au furat inima. Plină de dor, la 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 la, te împart la două surori, la 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 la. Inima plină de dor, la 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 la, te împart la două surori, la 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 la. Împart dorurile toate, la 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 la, jumătate jumătate, la 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 la. Împart dorurile toate, la 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 la, jumătate jumătate, la 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 la. Hai, hai, Doamne, ce să fac? Hai, 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 că amândouă-mi plac. Hai, Doamne, spune-mi ceva, că mi-au furat inima. Hai, hai, Doamne, ce să fac? Hai, hai. încălziți în ritmul horei interpretată de Vasile Macovei. Am ajuns și la runda finală, în care avem două echipe noi. Echipa Los Rojos și adversarii lor, cei de la Sakura. Succes ambelor echipe, una dintre ele se va califica în finala sezonului. Tema întâi, indiciu întâi. Cel care mi-a dat numele a fost ambasadorul francez în Portugalia, Jean Nico. Următorul indiciu. Sunt unul din componentele următoarelor produse: La Carolina, Partagas, Hoyo de Monterrey, Fonseca, Maria Guerrero, Ramon Alones, Romeo y Julieta. Răspunde echipa Los Rojos, denumiri spaniole, echipa probabil a simțit ceva. Va răspunde Mircea Baștovoi. Mircea? Deci noi presupunem că este vinul Porto, portveinul. Vinul Porto. Portvein. 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 Înțeleg. Încă un indiciu pentru Sakura. În pofida ideii preconcepute, Churchill mă consuma în proporții reduse în comparație cu un consumator contemporan nouă. Cine răspunde? Vă răspunde eu. Da? Cred că este nicotina. Nicotina. Și ce sunt La Carolina, Partagas, Ramon Alones și toate celelalte? Mărci de țigări. De fapt sunt mărci de trabucuri, dar aveți dreptate. Churchill, deși fuma foarte mult, tutunul pe care îl fuma el conținea mult mai puțină nicotină decât țigările obișnuite din zilele noastre, de aceea el consuma mai puțină nicotină, propriu zis. Numele de nicotină provine de la numele acelui francez Jean Nico, care se crede că ar fi adus tutunul în Franța. 1-0 pentru Sakura. Următoarea temă. Dacă sunt de dimensiuni mici și dacă prind în gură o nuia sau o sfoară, pot sta atârnată zile întregi de ea. Indiciul 2. Am o rezistență formidabilă la foame, care poate dura și 400 de zile. Indiciul 3. Din anumite părți ale corpului nostru se confecționează piepteni, mânere de cuțite, cutii, până și rame de ochelari. Когда шар перепели дышать, смотри, как это надо. Да, мы нервные лица. Indiciul 4. Cel mai greu exemplar cântărește 700 de kilograme și înnoată cu viteza unui atlet în cursa de 100 de metri. Echipa Los Rojos? Vă răspunde Mircea Baștovoi. Deci noi presupunem că este Anaconda. Anaconda. Ultimul indiciu pentru echipa Sakura. Un exemplar găsit pe coasta Cubei în anul 1937 se presupune că ar fi avut o vârstă de peste 500 de ani. Va răspunde Nadia. Nadia? Noi considerăm că este vorba despre broască testoasă. Din carapacea broaștei țestoase se produc piepteni, mâniere de cuțite, până și rame de ochelari, într-adevăr. O mică broscuță țestoasă, dacă se agață de un pai sau de o crenguță, poate sta atârnată așa, nemișcată, timp de câteva zile, într-adevăr, 2-0. Tema a treia. Indiciul întâi. Eram amintit în legile lui Hammurabi din 1875 înaintea erei noastre, care e și prima dovadă istorică pentru reglementarea scrisă a folosirii mele. Dar nu-i stare. O zis, asta nu-i stare, asta e reglementare. Indiciul 2. Eram folosit și în medicina veche, fiind vândut ca un leac miraculos, un leac universal. Indiciul 3. Conțin peste 17.000 de substanțe organice complexe, motiv pentru care sunt materia primă, cea mai importantă în industria chimică. Da, și din apa. Poate lava de la vulcan. Indiciul 4. Din timpul Babilonului provine și denumirea de Naptu, care se traduce ca luminează. Deja răspunde echipa Sakura. Va răspunde Alexandrina. Alexandrina? Poate fi Kichlimbar. Kichlimbar. Naptul Kichlimbar. Ultimul indiciu pentru Los Rojos. Cuvântul cu care mă numiți astăzi provine din limba latină și se traduce ca ulei de piatră, denumire preluată de la egipteni care m-au descoperit în golful Suez. Răspunde echipa Los Rojos. Cine? Vă răspunde eu, Holban Elena. Credem că este vorba despre cărbune. Cărbune. Ați fost aproape, foarte aproape. Ulei de piatră. Petrol este răspunsul corect. Petrolul este cunoscut încă din antichitate. El are foarte multe substanțe organice în el, de aceea este pe larg utilizat în industria chimică. Cuvântul naptu a derivat în cuvântul naftă sau cuvântul rusesc neft, pe care îl cunoașteți, bineînțeles. Scorul rămâne în continuare 2-0. Mai avem încă 3 teme. Tema 4. Indiciul 1. Din prețul meu final, 45% revin impozitelor și cheltuielilor de transport. 24% reprezintă adausul la vânzare. 18% prelucrarea. 8% venitul proprietarului și doar 5% salariul muncitorilor. Și acum surpriza pentru voi, indiciul 2. După petrol, sunt pe locul 2 după importanță în economia mondială. Deja răspunde echipa Sakura. Voi răspund eu? Cred că este vorba de gaz. Gaz. Da. Încă un indiciu pentru echipa Los Rojos. Deși nu este pe larg cunoscut, fructele mele coapte sunt de culoare roșie. Timpul expiră pentru Los Rojos. Vă răspunde eu, Holban Elena, cafeaua. Echipa Los Rojos știe că fructele cafelei sunt de culoare roșie. Într-adevăr, cafeaua în economia mondială reprezintă locul 2 ca și valoarea comerțului exterior al țărilor. Doar 5% din prețul final pe care îl plătim noi pentru cafea revine muncitorilor din țările producătoare. 2-1, încă două teme. Am fost inventată de baronul neamț von Dreis în 1817 sub numele de drezină, iar în 1865 accesoriile noi mi-au adus numele de zdruncinătorul de oase. Indiciul 2. În 1880 eram considerată foarte periculoasă, deoarece utilizatorii se puteau lovi la cap, dar și destul de scumpă. Prețul meu era salariul mediu al unui muncitor pentru 6 luni de muncă. Următorul indiciu. În 1887, datorită invenției lui John Boyd Dunlop, un medic veterinar irlandez, am devenit mult mai confortabilă. Deja răspunde echipa Los Rojos. Va vorbi poporul Eugen. Și va răspunde? Și va răspunde poporul Eugen. Eugen? Noi considerăm că e merge vorba despre automobil. Automobil. Ar fi fost prea simplu, probabil. În 1817 deja automobilul, cam de vreme. Următorul indiciu, acesta în întregime și următorul pentru Sakura. În 1887, datorită invenției lui John Boyd Dunlop, un medic veterinar irlandez, am devenit mult mai confortabilă, iar femeile, pentru a mă utiliza, au trecut treptat de la fustă și corset la o îmbrăcăminte mult mai lejeră. Și următorul indiciu, producția s-a dovedit a fi un bun antrenament pentru alte industrii, ducând la dezvoltarea componentelor speciale, cum ar fi rulmenții sau roțile din țate. Timpul expiră pentru Sakura. Cine va răspunde? Răspunde eu. Nu cred că este varianta corectă, răspundem bicicleta. Nu știu de ce nu credeți că este varianta corectă, când de fapt este varianta corectă. În bicicletă se conțin, bineînțeles, în construcția bicicletei sunt incluși rulmenții și roțile din țate, la fel ca și furca, pedalele, lanțul, schimbătoarele, frânele, șaua și alte detalii. Într-adevăr, bicicleta a fost inventată în 1817 și la început se numea, oricât de ciudat nu ar părea, zdruncinătorul de oase. Cu acest răspuns, echipa Sakura câștigă această rundă cu 3-1. A fost o luptă strânsă. Los Rojos au fost foarte buni, însă ne revedem în acest sezon doar cu o echipă, cu echipa Sakura, care se califică, iată, în finală. Telespectatorilor le reamintesc că ne pot contacta la acest număr de telefon sau la această adresă electronică în cazul în care doresc să formeze și ei echipe sau să ne trimită teme cu indicii pentru jocurile noastre. Eu vă urez o seară bună în continuare, rămâneți cu Moldova 1 și reveniți la aceeași oră peste o săptămână la cel de-al treilea joc de calificare la Erudit Cafe. La revedere!